Bun găsit, abordăm în această intervenție felul în care tratează și acționează medicina holistică. Medicina holistică este o abordare a îngrijirii sănătății prin intermediul întregului corp. Aceasta urmărește să îmbunătățească starea de bine cu ajutorul corpului, minții și sufletului. Doamna dr. Fernela Stoianovici, medic în medicină holistică și homeopatie, ne oferă astăzi mai multe informații despre acest subiect. Bine v-am găsit, doamne doctor, și mulțumim pentru intervenție. Eu vă mulțumesc tuturor, atât celor care ne privesc, cât și dumneavoastră personal, pentru interesul pentru medicina holistică și pentru această interacțiune de foarte mulți ani pe care o am pe acest post de televiziune, unde vorbim de medicină holistică, vorbim de pacienți, vorbim de medici, vorbim de aparatură, vorbim de tratamente, vorbim de ce ne interesează cel mai mult, și anume sănătatea noastră. Așadar, ce fel de abordare, de tratamente oferă medicina holistică? Medicina holistică a făcut un salt legat de tratamente și, în primul rând, tratează exclusiv natural. Ora, acest lucru este, eu zic, un câștig foarte mare, pentru că, din păcate, în medicină foarte multe preparate au efecte secundare asupra organelor, special asupra ficatului, asupra rinichilor și asupra inimii secundar, și atunci este foarte important dacă anumiți medici au găsit variante de tratament natural. Eu zic că ele sunt prioritare, eu zic că ele sunt de preferat. Și, într-adevăr, vor fi situații excepționale când avem nevoie de antibiotice, când avem nevoie, ajungem în urgență și avem nevoie de preparate, indiferent că sunt de toxice, e nevoie să le folosim pentru a ne salva viața, dar ele trebuie să fie ocazional, trebuie să fie decât în urgențe și să nu se permanentizeze așa cum se procedează să se lucreze cu pacienții cu pungi de medicamente. Pentru că această atitudine nu este o atitudine decât care duce la alte boli și care complică, nu vindecă, și de aceea eu cred că trebuie tot să facem saltul către medicina naturistă.